Pe data de 16 octombrie, în incinta Universității Tehnice din Moldova s-a desfășurat ICT Career Orientation, eveniment pentru studenții din domeniul tehnologii, informații și comunicare organizat de Asociația Națională a Companiilor Private din domeniul TIC, cu suportul proiectului USADC2, Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerului Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor. Moldova, de fapt, nu are alt viitor și nu are altă cale spre dezvoltare economică decât cea care se regăsește în dezvoltarea industriei IT. Noi considerăm că această carieră în IT, și anume promovarea ei, este un catalizator pentru economia Republicii Moldova. Știm absolut sigur că tinerii din Republica Moldova sunt abili, apți și foarte capabili pentru a intra în acest domeniu și a face față tuturor provocărilor. Știm performanțele care le obțin tinerii noștri în lumea întreagă și de aceea noi nu am putut și în acest an să nu fim alături de acest proiect. ICT Career Orientation este adresat tinerilor care studiază la specialitățile tehnologii informaționale și comunicații în cadrul instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate. Scopul de bază al acestui eveniment a fost motivarea și ghidarea tinerilor spre cunoașterea și valorificarea oportunităților de creștere profesională. Я рад, что вы пришли, что вы проявили этот интерес. Это абсолютно правильный интерес, это абсолютно правильный выбор. Очень важно, чтобы многие из вас применили те знания, опыт, которые вы получите в этой отрасли в Молдове. Eu mulțumesc Asociația TIC care ne ajută pe noi, USAID-ului, cu ajutorul care în curând se va deschide și centrul de excelență. Înainte, în departe, va fi o sală foarte frumoasă. Este o platformă unde se întâlnește cadrul academic cu sectorul privat pentru a produce acei specialiști necesari. În cadrul ICT Career Orientation, companiile private din sectorul IT au interacționat cu studenții interesați de o carieră în domeniul dat. Special pentru ei au fost pregătite prezentări, training-uri și workshop-uri. Scopul nostru de bază este de a le arăta tinerilor specialiști care este sectorul IT sau sectorul IT privat în Republica Moldova, să le oferim șansa de a discuta, de a interacționa cu companiile din sectorul privat, să acorde ei întrebări, să le dăm răspunsuri la întrebările lor și, nu în ultimul rând, să le povestim despre oportunitățile care le-ar avea ei în cadrul companiei noastre, oportunitățile de creștere, de dezvoltare. Eu sunt un produs de genul ăsta, am început în stagiu la Pentaloc în 2003. Pe parcurs am integrat permanent stagiari în cadrul companiei. Este o posibilitate bună de a identifica tinere talente, de a investi încă de la факультет. Мы очень плотно работаем как с государственным, так и с техническим университетом Молдовы. И каждый год мы находим талантливых людей. Нас радуют новые люди, новое поколение. Мы не дарим вам, которые сын индепенденс, а то тогда ты бы не коллаборация с экипа. Вам дискис прекуноштинцы, și comunicare. În cadrul târgului companiilor, tinerii au avut posibilitatea să acorde orice întrebare potențialilor angajatori și să profite de anumite propuneri de stagiere. Consider că este o oportunitate foarte bună pentru studenții care într-adevăr sunt pasionați de IT, pentru a face legături cu diferite companii, pentru a cunoaște care sunt cerințele de piață actuale, pentru a găsi careva puncte slabe lor, pentru a se dezvolta în direcția respectivă. Am venit aici pentru a interacționa cu companiile care oferă servicii de IT, pentru a afla mai multe despre procesul de integrare a studenților în companii și cum sunt dezvoltate și livrate produsele clienților. Eu deja am profitat de o stagiere oferită de compania IOPSO. A fost această vară un internship pe iOS Development. Dacă sincer, a fost destul de fain, am rămas destul de surprins de atmosfera în companie și eu cred că ar fi o dorință usual pentru fiecare student să treacă un internship la companiile din Moldova.